25 de femei de afaceri din raionul Rezina, din diferite domenii, au participat la cursul de instruire antreprenorială în cadrul proiectului Academia de Business pentru Femei. Pe parcursul a 6 zile, participantele au învățat cum să-și gestioneze eficient afacerile, iar la finele cursului le-au fost înmânate certificate. Vetrila Tatiana. Tu sau e? Dăm mâna mamei, dar certificat să-l dăm un pic, așa? Silcenco Oxana. Mardar Diana. Felicitări, succes în continuare. Harștea Natalia. Josan Victoria. Doamna Eugenia Tonțu. Succes în continuare. Ierșov Oxana. Rusu Svetlana. Goian Svetlana. Tutuiescu Ala. Lazar Natalia. Ирина. Бордян Елена. Захарова Анджела. Котруци Виктория. Бензинг Оксана. Бензин Ала. Козаченко Оксана. Гордиенко Татьяна. Голубенко Анна. Лека Елена. Potrivit organizatorilor, în cadrul proiectului vor fi selectate 10 femei antreprenori care vor beneficia de granturi a câte 6.000 de euro pentru implementarea proiectelor. Este un proiect care este destinat femeilor antreprenori, este un proiect destinat femeilor care vor să-și dezvolte abilitățile manageriale. După finalizarea cursului de instruire, certificatul dat va permite ca să înaintați planurile de afaceri pentru concursul de granturi. Veți participa în concursul de granturi unde 10 cele mai bune antreprenori vor obține 6.000 de euro grant pentru dezvoltarea afacerilor. Felicit pe acele doamne care astăzi au terminat cursul de instruire. Cred că ați căpătat cunoștințe durabile pentru a vă dezvolta acele afaceri pe care le administrați și le întrețineți. Sper ca și în continuare să beneficiați de aceste cursuri care le organizează permanent atât și Consiliul Regional cât și în deosebire incubatorul de afaceri și să vă fie de folos în activitatea dumneavoastră. Nu ne rămâne decât să le urăm la absolventele cursului să beneficieze toate de acest grant. Adică dacă îți dau 10 pe Moldova, toate 10 zile mai zi. Proiectul Academia de Business pentru Femei este finanțat de către Uniunea Europeană, implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în parteneriat cu Centrul Internațional pentru Promovarea Femeilor în Business.